Încheiat socotelile cu marile parcuri din București, iar acum dezvoltatorii imobiliari pun ochii pe cele de cartier, iar cele dintre blocuri au început să dispară deja unul câte unul. În sud-estul orașului, un hectar de spațiu verde s-a transformat într-un malder de uscături, totul pentru un hipermarket. Așa a arătat parcul Liviu Rebreanu aproape 5 decenii. 3 ore au fost însă de ajuns pentru ca angajații de la ADP Sector 3 să radă tot. Se vedea totul verde și ce pentru niște magazine. Autorizația dată, nimeni nu știe cum, a pus la pământ 100 de castani și tei într-o singură zi. Oamenii locului sunt îngroziți. Nimeni nu le-a dat vreo explicație și s-au trezit într-o zi fără spațiul verde din fața blocului. A venit de la primărie cu listă, pusă pe mașină. Că noi ne-am luat de ei și ne-a arătat că are dreptul să taie 70 de copaci. Au început să taie într-o jumătate de zi, au și tăiat, au și cărat. Un spațiu verde de aproape un hectar s-a transformat într-o zonă moartă. Totul este uscat și putred. Poftim, ce avea ăsta? În locul parcului acum se va construi un hipermarket. Dar de ce trebuie magazin? Nu aveau voie să dea aprobare de construcție atâta timp cât sunt utilități. Eu stau aici, deci o să am tomberoanele, o să le miros gunoaiele. Șefii primăriei sectorului 3 spun că terenul a fost retrocedat, iar proprietarul are toate autorizațiile pentru construire și defrișare. Terenul a fost dobândit de către proprietar în instanță. Vă rugăm, reanalizați situația și oferiți eventual. 500 de oameni au semnat deja o petiție pe care o vor da mai marilor de la primărie, dar și celor de la mediu. Conform proiectului, alte câteva sute de metri de verdeață vor dispărea când în zona vor fi aduse utilajele pentru construcție.